screaming out your name. Take me to a different place. Just the two of us, and we can stay up all night. Kissing under streetlights. Bună dimineața din gara la Speția Centrale. Suntem la coadă pentru cardul 5 tere. Când am venit noi, coada era până aici la zid, acum se lungește până după, încolo în spate. Însă biletele se pot cumpăra și online, dar vreau să pun și niște întrebări, așa că o să stăm aici la codiță. Merge de repejor totuși. O călătorie cu trenul costă 5 euro, iar ori câte călătorii, nenumărate călătorii pentru o zi întreagă costă 17 sau 18 euro și ai acces și la toate traseele de hiking. Ceea ce vreau să întreb este dacă s-a deschis Via de la More, care era programată să se redeschidă ieri pe 1 aprilie. Si. Hâbi, am reușit să-l prindem. Drumul cu trenul durează cam 4 minute de la un oraș la altul, are aproximativ 10 km și se desfășoară mai mult prin tuneluri. În 1860 a început construcția acestei linii ferate și are numai puțin de 23 de poduri și 51 de tuneluri pe o distanță totală de 44 km care leagă zona de nord a coastei italiene cu zona de sud a Toscanei. Prima oprire este la Cornelia, este cumva pe mijlocul, în mijloc, dar e undeva acolo sus. Și m-am gândit eu că s-ar putea să fie mai puțin aglomerat la ora asta. Acesta este trenul cu care am venit, acolo este marea. Acolo sus este Cornelia și dumnealui intră prin munte. Și noi ne ducem hopa sus, pe deluț. Dar marea este tare frumoasă. Tare frumoasă și avem și soricel. Am oprit în stația de autobuz în timpul zilelor săptămânii. Cam astea sorile la care vine autobuzul. În weekend, ăsta e următorul pe care o să luăm noi, 10.40, cred că este 10.20 acum. Majoritatea persoanelor sunt mai curajoase, au plecat pe jos. Dar eu nu vreau pe jos, sunt 380 sau mai mult de scări, destul de abrupte. O să vi le arăt de sus, că se văd, cred. Așa că stăm aici și ne bucurăm de floricelele astea, de telefon, în stația de autobuz pe malul mării. Iar acolo, pe fundal, se vede Manarola, care cel mai probabil va fi ultimul pe lista noastră, că am citit eu pe net că de acolo ar fi cel mai spectaculos apusul. Să sperăm că soricel o să stea cu noi, chiar și printre noi, toată ziua. Asta este autobuzul, care nu este foarte mare, dar este inclus în partea aia cu 5 tere card. Am reușit, am plecat cu autobuzul, peisajul aici pe colina este super, super, super drăguț, sunt foarte mulți lămuri. Și o să văd și marea, că inițial am zis că sunt pe partea unde nu se vede marea. Dar mergeam pe serpentine și atunci pe toate părțile se vede și marea, se văd și colinele, super. Ce de la mare și portocal! Am ajuns hăba sus, pe vârf, fudalului! Este plin de portocali și de lămâi și atât de multe floricele drăguțe și casele astea atât de colorate și marea! Uite, restaurant, dacă vrei să stai cu view! Wow. Ne-am oprit aici la colțișor să facem poze, foarte frumos peisajul. Cafenelele sunt deschise, este 10 și ceva,
numeroase pe toate părțile, food and see, pizza, pasta, insalate, mascarpone, mascalzone, avem și un pește spadă, foarte drăguț aici. Oamenii sunt pregătiți pentru trekking. Avem și market și eu aș vrea să ajung undeva acolo sus și m-au înnebunit treburile astea cu rămâi. Am intrat aici să luăm niște apă și niște fente și l-am găsit pe Beverino ăsta. Beverino, e vino mai. Au și prosecco la sticluță mică în cazul în care vrei să sărbătorești pe vârful dealului. Am oprit fix aici în centru la Lisa Market, foarte drăguț magazinul, 3 euro, 2 băuturici și hop hop, sus pe scări, în deal. Am urcat până aici, Sanctuario San Pietro, sau nu știu, Biserica Sfântul Petru, și de aici avem un view superb. Și deja gâfâi după doar câteva scăricele. Acolo avem marea, aici avem palmierul și aici avem această biserică interesantă, are frește prin care pătrunde lumina, nu știu dacă am voie să filmez înăuntru, dar o să încerc să intru doar un pic. Superb. Sunt niște doamne care... începe săptămâna mare la catolic. Cred că sunt ceva procesiune. Și înapoi la scări. De asta n-am vrut să le urc și pe alea 380. Vai, cât de frumoase sunt curțile astea, geez. Da, să tot stai aici, erau câteva... balcoane chiar acolo la malul mării cu vedere spre mare. Doamne, m-au înnebunit la mai ăștia, m-au înnebunit. Urcarea, să știți că e destul de abruptă, aici trebuie să fii pregătit pentru ceva efort. Și bineînțeles că avem foarte multe flori drăguțe, așa ceva. Și mai mulți lămâi. De aici începe un traseu percurs Mare Monti, dar noi vrem să mergem pe partea asta roșie, spre Vernața. Până la Vernața pe jos face 1:30, până la Monte Rosso 3:40 și mai departe. E foarte multă lume care face totuși traseele astea toate pe jos. Și cred că începe și slujba. Da, și oamenii au venit pregătiți așa pentru trasee, cu diete de trekking, cu rucsaci, cu echipament adecvat. Eu sunt în blugi, că am venit la plimbare, sunt turist. Bine, de încălțat sunt încălțată, ok, că ăștia sunt buni de mers și de sport, și ăia. Ei, și dacă am fi fost atente, am fi văzut acolo semnul de Vernața. A, și avem și o mireasă! Hai că ne poartă noroc! Și avem și mai multe scări! În orice caz, toată greutatea urcușului e ușurată de superbitatea locului. Toate casele sunt din piatră, cu geamuri așa drăguțe. Din loc în loc sunt bănci și din loc în loc se vede marea și mai mulți lămâi. Așa că, oricât ar fi de greu frumusețea peisajului, bate tot. Și asta este Cornelia. Și astea sunt căsuțele. Uitați-vă și voi ce frumos e. Să văd așa o ușiță. Sau uite să zi pe sus. Aici e cu grădină. Wow. Cineva vrea poze. Cineva nu mai vrea poze, așteaptă, 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 că o să se vadă și marea și o să vrei și poza aia imediat. Am
Ceea ce nu v-am spus este faptul că în niciunul din aceste sătuce nu se intră cu mașina, dar totuși puteți ajunge cu mașina până în capătul lor, cumva. Și nu știu cum e cu locurile de parcare, că strada e destul de îngustă și s-ar putea să nu fie prea ușor să găsiți un loc. Dar oricum, accesul cel mai ușor se face cu trenul, acela cu care am venit și noi. În perioada asta circulă la jumătate de oră. În vara circulă dintr-un sfert într-un sfert de oră, deci mult mai repede. Dar oricum e foarte ușor. Noi am pierdut multișor timp la autobuzul ăla. Am stat 20 de minute acolo. Dar nu cred că voiam să urc cele 400 de scări pe care nu le-am văzut și nu vi le-am arătat. Dar o să încerc să pun o poză de pe net de pe la tine. Am văzut eu. Foarte multe grupuri. Aici sunt niște francezi la 70 plus. Așa că nici măcar nu mai am voie să mă plâng că mor durea picioarele sau ceva. Stați să vă răsucesc. Să vedeți ce frumos e acolo. Wow. Superb. Superb, superb, superb. Traseele astea, să știți că sunt absolut superbe. Dacă aș avea așa ceva în România, uite pe acolo o să trecem. Ne ducem, coborâm pe aici și pe acolo, pe undeva mai trecem un podeț și urcăm cumva pe acolo. Superb. Superb. Oh, de ce nu sunt mai aproape? Aici se merge pe pietre și nu este tocmai comod, deci dacă nu aveți măcar încălțăminte sport, nu vă recomand să veniți pe aici. Din ce am înțeles, se și amendează accesul, adică este interzis accesul cu încălțăminte de stradă, cu sandale, cu treburi de-astea și există niște oameni care te pot amenda și amenzile sunt usturătoare. Am ajuns la podeț. Aveți și puțin noroi. Noroc că nu plouă. Uau, ce frumos! Foarte multă vegetație. Foarte multă vegetație. A, și acolo se vede Cornelia în spate. De unde am plecat noi. Uau! 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 Jeez! Ce valuri! Superb, este absolut superb. Aici, hopa sus și avea și soare. Iar eu am ajuns în tricou cu mânecă scurtă, pentru că deja este destul de cald și de la urcuș m-am mai încălzit și mai tare mi-am prins și părul și, superb. Din loc în loc, să știți că sunt potecuțe de-astea, de poți să ajungi așa, pe câte un deluț. Vai, cum arată, mă! Și ce culoare turcoază are! Vara, din ce am înțeles, aici este plin de ambarcațiuni. Da, din loc în loc, scările sunt și mai abrupte și din loc în loc mai sunt de-astea. Aici cred că e și mai spectaculos. Aha! Superb. Deci încolo se vede și Manarola și Cornelia. Încoace se vede Maria Eva. Și încolo cred că e Vernața. Am ajuns la zona cu pricina. Acolo e Cornelia. Asta este Marea Mediterană. Și uitați-vă acolo, intrarea în tunel. Unde? Acolo, pe acolo trece trenul. Wow. Și acolo sus mai e un sătuc. Vai, cât e de frumos. Urci, 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 ajunge într-un nou punct de ăsta. Sau de ăsta. Vai de capă. Wow. Aici jos e râpă. Hău. Mă rog, filmam pe după gărduț. E foarte bine îngrădit totul. Dar ăsta e punctul ăla de așa. Și aici se poate bea un Aperol Spritz. I'm in heaven. Este absolut minunat. Nu știu de ce văd umbrele astea pe fața mea. Sper să nu se vadă așa pe filmare. Am soarele în spate. Dar bine că am soare.
plimbarea asta este absolut minunată și dacă puteți și aveți posibilitatea, oh Jesus, să veniți aici, că aici este Il Paraiso, e deschis la Paradis? Ristorante Il Paraiso. Acesta este Ristorante Paradis, cu cina storie di mare. Acolo nu știu ce, cred că e Vernața. Și cred că o să mergem tot traseul, pentru că pe acolo, pe undeva, pe versantul ăla e traseul și nici nu vreau să mă gândesc dacă de aici se vede așa de frumos de acolo de sus, cât de minunat se poate vedea. Și în vale acolo avem Cornelia. Wow, și acolo, acolo este Manarola, undeva. O să vezi un scaun. Mai... aici poți să stai să bei băutura cu, cu view. Wow! Ia să-mi faci și mie o poză de acolo cum stăteam eu aici, fără băutură. Dar cu view. Undeva pe aici se aude muzică în surdină. Ne ducem să vedem paradisul ăla, care-i treaba cu el. La umbră e răcoare. Am transpirat oricum. Din cauza efortului. Am văzut paradisul! Am văzut paradisul! Vino, vino! Vino, vino! Nu știu unde e paradisul, sincer. E all around. All around. Și mai multe scări. Că de ce nu? Am reușit să urcăm scările. Hai că nici n-au fost așa de multe. Dar... avem masă la, la geam. Jeez. De câte ori în viață ai ocazia să mănânci sau să vezi ceva aici? Cred că eu sper să mai ajung aici sau aici. Vai de capul meu. Vai. Sau aici. Doamne. Peste tot este superb. Ne-am așezat aici, se servesc doar preparate din pește, pentru că proprietarul acestui local... Wow! Cât de frumos se vede marea în spate! Proprietarul acestui local este pescar și are o barcă și se duce la pescuit și aduce peștișori să-i gătească de ăștia. Crispy monkfish crest with garlic and chili. Astea sunt prețurile. Nu știu, strawberries and cream. Poate luăm un desertuț măcar să căpătăm energie pentru restul drumului. Îi plăcea masa aia de acolo. Vai, ce cactuși au aici. Dar Eva a ales să se așeze acolo mai la umbriță. Storie, cu cina e storie de mare. Aș putea sta aici 3 zile. 3, 4. Uitați-vă și voi ce cactuși. Sper să fie ok muzica. Wow, și aici avem. Deci n-ai cum, n-ai cum. Așa, în ăsta aș sta eu, dar cred că nu ai view atât de bun din scaunelul ăsta, dar și o ancoră, vai cât de frumos este locul ăsta, vai cât de frumos este, și o cadă pentru cine vrea să-și facă un duș și o baie, ceva. Oh, și aici este WC-ul, o sirenă și doi delfini la WC-ul, ce caragios, nu știu ce mai e aici sus, dar mă duc să explorez. A, aici probabil sunt chestii, dar... A, aici se iese în stradă și se poate ajunge cu mașina, se pare. Mergem să savurăm băuturile. Da, nu mă mai satur de priveliștea asta. Efectiv. Și așa arată o față fericită! Iar cactușii ăștia sunt gigantici și ăștia sunt măslini, cu siguranță. Foarte frumos decorat, superb locul ăsta. Absolut superb. Foarte mare atenție la detalii, adică avem aici floricele în toți pomii, lampadarele astea și aici pe dealul ăsta este Cornelia și pe dealul ălălalt este Manarola. Și bineînțeles că avem mai mulți la mâine, ca să vedeți unde cresc mititeii. Ia uitați-i. Și am luat lemon gin, care este cu gin și cu suc de lămâie, cred,
din ce a explicat băiatul ăsta de aici. Nu încurajez consumul de alcool, dar aici am multă lămâie, să știți. Foarte bună combinația, mai ales cu așa peisaj și cu lămâile aici. Astea sunt proaspăt culese, direct din lămâi în pahar, în farfurie. Ce ziceți? Cake? Yeah. Ah, ok, panetone. It's like panetone? The dog is similar, but change the form. Ok. And it's like the bird, the colomba, the white bird of the Easter, with that form. And it's typical of Italy. Ok, thank you. Wow. Foarte bună treaba asta. Degustăm imediat și treaba asta tradițională. Ne-a povestit băiatul ăsta că e o pască de Paște făcută în forma păsării lui Columb. Nu știu cum e aia, dar e o tradiție italienească. Și avem aici niște căpșuni și niște budincă, niște cremă de vanilie, ceva. Și trei afine. Și priveliștea. Priveliștea. Ce mai contează trei afine? Da, când avem o asemenea priveliște. Hai, să veniți aici când puteți, dacă puteți, să faceți tot posibilul să puteți. Cineva vrea să-mi ia locul? Soarele e sus pe cer. Sun is up. Move your body. Ieri în trenul de la Pisa la Spezia mi s-a stricat repiedul, așa că v-am fixat oarecum strâmb, dar ca să vedeți minunata priveliște cu Marea Mediterană și cu satul Cornelia, unul dintre cele 5 sate care fac parte din Cinque Terre. Cinque Terre este patrimoniu UNESCO. Eu nu vreau să le spun sate, o să le spun 5 tărâmuri, că mi se pare ceva de vis ceea ce am aici în spate. Variantele de aici sunt să mergem pe jos până la Vernața, mai avem 3,9 km, ceea ce ar însemna cam o oră de mers pe scări, așa, cu urcuș, destul de abrupt, cum am venit până aici. Mă rog, se urcă, se coboară, se urcă, se coboară. Dacă vreți să faceți sentierul Azuro pe această zonă, am înțeles că este mai ușor de parcurs pornind de la Cornelia spre Vernața. Iar dacă ar fi să porniți de la Vernața, prima parte de urcare ar fi destul de abruptă. N-am fost, deci vorbesc doar din ceea ce m-am documentat și eu de pe internet. Iar cealaltă variantă ar fi să mergem pe asfalt, pe undeva pe acolo. E strada care duce de aici, de la restaurant, înapoi spre Cornelia. Iar de la Cornelia să luăm un tren spre următoarea locație din cele 5 tărâmuri. Nu avem un plan foarte exact. Am vrut să ajungem la Cornelia în prima parte a zilei, de teamă că se va aglomera în cea de-a doua parte a zilei. O să vedem la întoarcere cât de aglomerat o să fie față de ora 10 când am ajuns noi. Nu, 10 jumate, că am plecat la 10 din La Spezia. O să vă las link în descriere către clipul cu La Spezia. O să am mai multe vloguri din zona asta. Cinque Terre cred eu că merită un clip separat și o să-i dedic un vlog individual. Așa că vlogul cu La Spezia și drumul până la Pisa o să fie separat. Vă las link-uleț în descriere. Așadar, o să o luăm pe șoseluță până la Cornelia înapoi, după care să vedem dacă așteptăm autobuzul, o să vedem acolo în stație la ce oră ajunge sau dacă durează prea mult până vine autobuzul. O să coborâm pe cele 380 de scări, nu știu dacă e mai bine sau mai rău să le urci sau să le cobor, că scările sunt tot scări și tot nu e tocmai ceva plăcut. După care o să luăm trenul spre un alt tărâm. Avem și un prieten canin. Hai, darling! Nu l-ați văzut, dragul de el, cred că i-ați văzut doar codița. Planul nu este foarte clar, vă spuneam, pentru ziua de astăzi. Am vrut să mergem dimineața la Cornelia ca să prindem liber pentru poze, ceea ce am făcut. Și la ora 5 avem rezervată de pe Booking o degustare de vinuri tradiționale, locale, undeva în zona de pe malul mării, de la Monte Rosso.
Ele sunt cumva, pornind din la Spezia, avem primul tărâm, este Rio Maggiore, apoi Manarola, apoi Cornilia, apoi Vernața, apoi Monte Rosso. Deci planul este să vizităm și Rio Maggiore și Vernața înainte de ora 5. La ora 5 mergem la Monte Rosso să vizităm, mă rog, înainte de ora 5 aș vrea să ajungem înainte de 5 la Monte Rosso ca să vizităm un pic pe acolo. Este cea mai mare stațiune sau localitate dintre cele 5. Are o parte nouă și o parte veche, are singura plajă cu nisip. Cornilia este singurul care nu este pe malul mării, este undeva pe o colină, sus pe deal. Iar apusul mi-aș dori să-l vedem la Manarola. Oricum, nu e nimic, în afară de rezervarea de la ora 5 de la Monte Rosso, nimic nu e bătut în cuie, totul se poate schimba. Suntem flexibili și ne bucurăm de soare, pentru că, sinceră să fiu, prognoza de săptămâna trecută era că astăzi o să plouă și uitați-vă și voi ce soare minunat avem. Bine, avem și ceva nori, da, avem soare. Mult. În orice caz, pornind de la Cornilia, care este acolo sus, vă recomand să veniți pe Sentiero Azzurro, măcar acest un kilometru până aici sus. Priveliștea este absolut minunată. Il Paradiso, sau, că am zis în spaniolă. Il Paradiso. Uite, avem doi cățeluși. Dumnealui era mai devreme pe lângă mine. Il Paradiso e o locație absolut minunată. Așa, ne-am bucurat aici de gin, de o prăjiturică și de minunații ăștia lămâi. Și pe acolo, pe undeva, este șoseaua care duce înapoi spre Cornilia. Și ăsta este minunatul view. Cu mare părere de rău plec. Sunt tristă. Aș fi stat aici 3 zile, sincer. Și la fel de sincer vă spun că îmi doresc foarte, foarte tare să reușesc să mai ajung măcar o dată în viață aici. Am un nod în gât că plec. Am plecat. Cum? Am luat-o pe Șușa. Foarte frumos, avem păsărele, avem măslini, lămâi, portocali, verdeață, vii, bineînțeles. Degustarea de vinuri o să fie cu vinuri din zona locală, marea pe fundal, Cornilia tot acolo și soarele sus pe cer. Îmi luasem în bagaj și SPF, dar dimineața era răcoare și nu ne-am dat. Și drumul. Păi pe față mi-am dat și eu cu SPF 30. Ha, da, abo. Mi-am luat săculețul de la geaca aia de la Sensei Move. Bine, am cam toate culorile pe mine. Da, la cât de frumos e aici, nici nu mai contează. Nici nu se vede de aici. Undeva acolo este restaurantul ăla cu Paradisul, unde am fost. Restaurantul meu preferat, de fapt, la care am fost până acum. N-am mâncat decât un desertuț, dar ce priveliște. Așadar, acolo am fost, pe acolo am venit, 1,3 km am făcut de acolo din Cornilia, așa, pac, 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 pe potecuță până acolo sus la restaurant. Ăsta este drumul pentru mașini și pe aici este foarte posibil să fie sub un kilometru și oricum văzusem de acolo, de sus, de la terasică. Îmi dădusem seama că urmează să fie doar coborâre, ceea ce nu înseamnă absolut deloc efort, dar panorama este absolut minunată. Iar marea este de un turcoaz incredibil. Văzut la cineva într-un vlog cum călătoresc cu treaba asta, este ca un fel de trenuleț a oamenii care locuiesc aici în zona asta sau care administrează viile, au aceste funiculare și cu ele ajung până la ei acasă. Circulă pe șina aia acolo și acolo undeva în vale este o casă, cred. Dar nu vreau să mă gândesc cât poate să coste să-ți faci
așa ceva ca să te duci acasă. Parchezi în stradă, iei treaba asta și te duci acasă pe malul mării cu viu. Iar în afară de Sentiero Azuro, cel pe care am mers noi pe bucățica aia, mai e unul sus, care merge așa, pe sus, pe sus. Nu știu cum se numește celălalt. Mi-ar plăcea să ajung și pe acolo într-o zi. Iar dacă hotărâți să veniți cu mașina, cam astea sunt locurile de parcare și să știți că sunt cuplată. Și am auzit acum pe cineva citind de aici că ar costa 2,50 euro pe oră, ceea ce nu e așa de ieftin. Comune Divernața, avem camere, astea sunt locurile și cu astea bănuiesc, dar nu prea sunt mașini, bine, extra sezon. N-am precizat, clipul este realizat pe 2 aprilie 2023. Și cumva în timp de 10 minute, să zicem, am ajuns înapoi din zona asta pe unde am intrat în traseu Sentiero Azuro, pe la podețul ăsta care mi-a plăcut atât de tare. Iar la coșcomiața asta, domnul teoretic ar trebui să verifice existența acestui card. Dacă nu, se plătește, cred, 7 euro. Quanto costa por il trase? 7,50 euro de persoană, în condițiile în care cardul a costat 18 euro și include și tren și orice traseu. Există și carduri pentru mai multe zile, dar noi o să stăm aici doar azi. Da, și aici se poate plăti parcarea, mă rog, semnul e acolo, dar nu avem clienți și există și niște locuri galbene care bănuiesc că sunt ale celor care locuiesc în zonă. Și în culo, măi! Să știți că găina face tot cotcodac și cocoșul tot cucurigu. Aici avem un semnuleț Sentiero Path to Vernața și aici avem semnul de intrare în Cornilia. Toate cele 5 tărâmuri sunt incluse din 1997 în patrimoniul UNESCO. Sunt unice în lume, au fost construite așa pe stâncă, sus pe deal, ca să fie protejate de atacurile piraților, care, sincer, nu le-au ocolit de-a lungul istoriei. Aici mai e un restaurant super drăguț cu o super priveliște, dar nu știu unde se poate întâmpla în zona asta să nu ai o super priveliște. Pentru că vă spusesem mai devreme de trenulețele astea de acces la cășile oamenilor. Bine, se poate și pe scări, dar se poate și cu treaba asta. Până acolo jos în vale, unde o fi casa la omul ăsta care stă aici pe malul mării, săracu. Vai, săracu de el. Ce o restaurante camere ăla de vi-l arătasem mai devreme cu view. Așa, cu view spre tot orașul. Cineva care face un vlog. En français. Altcineva care face un vlog. En roumain. Și minunea de oraș. Și cineva care își dă cu SPF, ceea ce eu n-am făcut. Da, asta e, dacă o să mi se înroșească un pic pielea, o să sufăr. Că treaba asta chiar merită. E și un cuț obosit. Obosit și eu, sărăcuțul. Și aici avem baruri cu priveliște toate. Ceea ce îmi place este atenția la detalii. Peste tot, este totul atât de îngrijit și atât de wow. Am ajuns înapoi în centru la Cornilia, autobuzul care urmează să plece în 20 de minute și nu știu exact pe unde. Ar trebui să fie o stradă în dreapta care duce spre scările alea de care vă povesteam. Dar pe aici e o stradă care duce spre alte scări. Și pe aici se poate ajunge la Piața Taragio, la Turn, la Via Marina și Belvedere Es Maria. Sunt multe magazinașe, dar toate sunt super, super, super cochete și îngrijite și pline de floricele. Și uitați-vă cât de frumos e înăuntru aici restaurantul ăsta, cu rămâi la intrare.
cu hortensii înflorite. Doamne, câtă atenție! Și aici am găsit gelato, dar nu intrăm, că ne grăbim. Mergem pe scări, tot pe scări, tot pe scări. Or să ne omoare scările astea. Peste tot e superb. Repoz aici? Wow! Bistro margherita, pizza, mascarpone, mascalpone. Uai, ce frumos se vede totul aici. Ne ducem încolo. Nu cred că ne mai întoarcem la autobuzul ăla care pleacă peste 20 de minute. Astea cred că sunt bombonele. Wow! Wow! Și nu v-am zis, dar vreau și eu farfuriuțe de alea și n-am loc în bagaj. Pesto. Și vă povestesc eu despre pesto mai încolo, că aici e prea frumos ca să vă răsucesc, să mă vedeți pe mine. Ia să vedem de aici ce se vede. De aici se vede frumușel orașul. Uite ce masă drăguță. Foarte frumos. Super, totul e super. De acolo am venit. Mai cum. Deci toate străduțele astea sunt minunate. Guarda, guarda ce am lăsat în spate. Cât de frumos totul. Super. Superb, nu vă opriți, nu vă opriți. Circulați, circulați. Ah, vai, asta e biserica aia din spate sau e altă biserică? E altă biserică. Păi am crezut că asta e aia. Am ajuns la altă biserică. Am ajuns la altă biserică, spuneam. Și acolo sus cred că este un alt, un alt punct de panoramă. Mai multe scări. Genunchiul meu nu știu ce o să zic la sfârșitul acestei excursii. Și urcăm, urcăm, urcăm. La umbră să știți că e răcoare, mi-am pus hanoracul pe mine. Că n-aș vrea să răcesc din nou. Nici măcar nu mi-a trecut de tot ultima răceală. Oh! Păi aici au făcut alte scări. Acolo urmează mai multe scări. Spuneam că au făcut, au pus gărduț aici, nu știu de ce. Aici avem un alt punct de panoramă, îngrădit de gărduț, evident. Și mai multe scări. Și e primul oraș. Și ce frumos se vede marea în spate. Am ajuns? Are we there yet? Mai multe scări. Acolo am fost mai devreme, pe acolo am venit. Pe aici se vede marea. Și pe aici mai urcăm câteva scărițe. Și vă spuneam de pinii ăștia, coconari. Se numesc. Sunt tipici pentru zona Toscanei. O fi rău să ai o căsuță aici așa, cu tărăsica aia așa plină de flori și cu priveliștea aceasta la cafea în fiecare dimineață. Ne ducem totuși să încercăm să prindem autobuzul ăla. Noroc că pleca peste 20 de minute că am apucat să urcăm aici. Era păcat să ratăm zona asta. Coborăm! E ora prânzului, terasele sunt pline, lumea mănâncă la greu. Îmi plac la nebunie străduțele astea așa. Absolut superb. Divertiti! Divertiti! Distrează-te! Everybody! Uai, ce mișto e! Aici merită stat măcar o zi în Cornelia, sincer. Așa, pur și simplu să nu te grăbești, să savurezi fiecare magazinaș, fiecare terasică, să te oprești, să mai bei o cafea, să mai bei un gin, să mai mănânci ceva. Că mi s-a făcut și foame. Am mâncat numai prostii azi. Mama, sunt păsărele și aici, printre toate pietrele astea. Nu pot să cred. Alberto, gelateria artizanală. Asta e pe care o filmasem eu prin gemuți. Și miroase a fructe de mare prăjite și a clătite
și am mâncare. Cineva și-a luat o focaccia. Come back! Am reușit să ne urcăm în autobuz. Oamenii aia săraci n-au mai avut loc. E coadă mai mereu. Și pleacă acum din jumătate în jumătate de oră. Probabil dacă nu reușesc să-l prins când pleacă, e mai bine să te duci pe scările alea pe care nu am reușit să le mai arăt. Uite, nu știu scări pe aici. A, aici erau scările, da. Asta e? Erau și ele cu peisaj, era frumos și pe scări. A? Acum citisem pe net că o zi e suficientă pentru Cinque Terre, dar cam nu prea este. Noi am plecat târziu din La Spezia, la 9 am plecat de la cazare, la 9 și un sfert am luat micul dejun. În gara de La Spezia era coadă, așa că am mai stat și acolo și am plecat abia cu trenul de 10.45. La 11 și 18 am ajuns în Cornilia cu trenul și următorul autobuz era la 10.40, la 10.40, corect, am decalat o oră. Deci la 11, undeva la 11 era mai sus aici, la Cornilia. Așa că, nu știu, undeva cam la 3 ore cred că ar trebui alocate pentru fiecare sătuc. Probabil în 2 zile ar fi ideal de făcut toate 5. Poți așteaptă și-l trenul. La cât de plin e peronul s-ar putea să trebuiască să vină. Și avem și câta mai noruțu. Noruț, go away! Bineînțeles că am fost atente și am așteptat la linia greșită, așa că o să mergem spre Rio Maggiore. O minute mai târziu am ajuns la Rio Maggiore și m-a picurat. Da. Să sperăm că totuși nu plouă. Nu prea știu unde ar trebui să ne ducem. Văd că sunt oameni acolo sus. Dar nu văd pe unde s-ar urca. Lumea se învârte în toate direcțiile la fel de dezorientată ca noi și da, picură. Am hotărât să urcăm încă niște scări. Cred că pe aici era calea către Via de la More, care vă spuneam că e închisă. Povestea spune că niște tineri, unul de aici, ea, cred că ea din Rio Maggiore și el din Manarola, s-au îndrăgostit și parcurgeau zilnic Via de la More. Era o potecuță pe malul mării, astfel încât să se întâlnească. Cred că am luat-o greșit. Am zis că aici n-avem ce să facem. Acolo este teoretic intrarea pe Via de la More. Aici avem un bar cu vedere la oraș. Sunt valuri destul de mari. De pe stâncile alea vara oamenii sar în apă să facă baie. Și acolo avem o potecuță de promenadă. Și deși Rio Maggiore nu pare cel puțin așa, la prima vedere, așa spectaculos cum a fost Cornilia, totuși e frumos peisajul. Curțile astea pline de portocali și de lămâi, căsuțele cocoțate pe deal. Tenere la Drestra, deci se traversează și pe acolo. E un... Prin acest tunel se ajunge în oraș, ceea ce am văzut noi nu era orașul și acolo e cărăruia. Da, deci nu era aia tot. De fapt. Practic, acum când ieșim din tunel, am ajuns în Rio Maggiore. Aici cred că este un alt punct de panoramă. Și aici avem restaurante, pizzeria, baruri. Și aceleași căsuțe frumos colorate. Cred că dacă ar fi așa să nu te grăbești și să savurezi totul, în voi ar trebui 3-4 ore pentru, minim 3-4 ore pentru fiecare
locație. Il pescato cucinato, adică peștele gătit. Și aici avem cornuri de astea de hârtie cu fish. Canolo. Floricele, porumbei. Frumos, tot e frumos. Ce drăguț! Și uite, și aici avem afita camere. Cam asta e toată vizita la Rio Maggiore. A ieșit și soarele. Când am ajuns, începuse să picure. E zi de gunoi. Și aici este impecabil de curat peste tot. Absolut surprinzător. Am văzut multe clipuri din Italia, din Roma sau din alte locații unde era foarte murdar. Aici este foarte curat și foarte îngrijit și foarte cochet totul. A ieșit și soarele. Bine că nu ne plouă. Mă și speriasem un pic când am ajuns aici și picura. Ne ducem înapoi prin pasaj, cred, ca să mergem pe potecuța aia de pe malul mării. Scria aici mare, Rio Maggiore Centro, dar n-am citit. Toată lumea se ducea oricum în direcția asta și de-aia ne-am dus și noi încolo, că e bine de obicei să urmezi valul. Și coborăm ca să trecem pe peronul celălalt și să mergem pe potecuța aia de pe malul mării. Binario este numărul liniei și sunt destul de bine marcate pe aici, prin gări, cam nu prea ai cum să nu te descurci cu traversarea. Nu se poate traversa ca la noi pe linia ferată, dar e foarte civilizat și uite și pe aici cât este de curat. Picioarele rezistă, nici nu știu câți pași avem deja. O să mă uit în tren. La și 58 vine următorul tren spre Vernața. Avem soare, avem vânt. Repede pe potecuță! Și gândiți-vă că acum este extra sezon. Acolo sus eram când am văzut potecuța. Avem timp, e și 56, la 58 vine trenul. Uai, cât de frumos e aici. Nu știu unde duce potecuța asta, dar e superb. Superb, superb, superb. Și cu orașul acolo, vai de capul meu. Da, și acolo sus pe colina aia era Via de la More. Încoace duce potecuța, aici avem o bucățică de ăsta lipsă. Se vede orașul. Vai. Aha. Super. Repede la trenuleț. Absolut superb. Vreau să mai vin aici. Cred că pe aici coboară oamenii să facă baie. Sunt mulți care se... A venit? Pe acolo era Via de la More. Frumos, frumos. Sper să ajung și să îi dea și drumul, că vai ce valuri! Și toată lumea zâmbește! Nu ca la noi, unde toată lumea se încruntă dacă zâmbești la cineva. Wow! O să mai zic multe de-astea de wow! Wow! Ia ce! Vai cât de frumos! Aici trebuie să stai, dacă s-ar putea, câte o zi în fiecare oraș și să faci trasee. Bye bye, Rio Maggiore! Wow! Și a venit și trenul, la fix am ajuns. Este celălalt.
să plec. Foarte aglomerat. Nici nu vreau să mă gândesc ce poate fi vara. Pisi, te grăbești? Ce sete ție? Sunt destul de asortate cu trenul. Nu cred că mai oprim în nicio gară. Am luat un trenuleț care... Aici era Manarola! Care trece repede, repede peste tot și o să oprească abia la Monterosso. O să vedem ce facem în continuare. Asta e, teren necunoscut. Am citit noi acolo pe afișajul ăla. Era un tren care ducea în direcția corectă, măcar. Monterosso. Am ajuns la Monterosso. Dar încercăm să luăm trenul înapoi, o stație la Vernața. Noi am venit cu dumnealui, care e un tren rapid și, nu știu, duce, a venit direct aici fără să oprească nicio altă stațiune. Și pe măsură ce e mai târziu în zi, e din ce în ce mai aglomerat. Și pe o direcție și pe cealaltă direcție. Nu vreau să-mi imaginez, cred că vara nici nu reușești să te urci în primul tren. Și coborâm de pe peron și acesta este Vernața, același tipic, cu clădiri vesel colorate, lumea mănâncă gelato și la mic are gelato. Da, toată lumea mănâncă gelato. Noi ce mâncăm? În toate localitățile sunt... ce drăguț! Sunt magazine din astea de suveniruri, dar mai ieftine erau cele din La Spezia, evident, la Focaceria da Paolo. Aici oamenii își parchează barca în fața casei, ce? Foarte multe lămâile alea. O să ne oprim probabil și aici, la gelateria Vernața, că e coadă, deci e bine. Foarte multe grupuri de... Oamenii ăștia cred că au venit acolo pe... Că sunt francezii ăia, de-au plecat odată cu noi din Cornilia. Ce drăguțe spunguțele astea! Săpun! Ha, 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 ha! Ce drăguțe! Și alealte ce sunt? Limoncino! Ce drăguț! Poate o să-l iau un shorts de-asta, dacă găsesc pe undeva, cu lămâițe. Că tot îmi trebuia un short. Majoritatea locațiilor au din astea în cornuleț de ăsta. Și avem și salate. Și de legume, și de fructe, bibite freșe și tot felul de sandwich. Avem aici Focaceria. Scuzi. Ciao. Pizza. Asta, pizza pesto, focaccia nu știu ce, focaccia leta, focaccia nu știu mai ce, focaccia nu știu ce. Eu m-am întors aici, bati-bati, frigitoria, fish and chips, să-mi iau un coșuleț de-asta cu chestii nesănătoase. Crămarii fritele. Special pentru mine, o caserolă nouă de calamari. Please, please, come, come. Ăștia sunt feliți. Yes, please. Street food, calamari pane. Aici am o bucată de cod, am și niște anchovies, tot prăjite. Anșoa este, se pescuiește în zona asta și cică proaspătă ar fi minunată. Iar aici sunt restaurantele din zona portului, care sunt foarte aglomerate. Wow, câtă lume! Focaccia, with a view. Gata masa. Sunt niște oameni care stau acolo pe stâncuță la soare.
Mai sunt alți oameni care sunt pe acolo, pe sus, pe potecuță. Poate ajungem și noi acolo sus. Viile astea sunt ceva... acolo e un restaurant! Bănuiesc că pe acolo, pe undeva, se merge la restaurantul ăla și dincolo cred că e tot un restaurant și în partea elaltă se vede marea. Și, up! Și am trecut pe partea cealaltă, aici sunt câțiva copii care vânează valurile. Curajoși, curajoși! Oh, acum vine! Eu zic că vine! N-a venit! A prins pe altcineva care făcea poze pe stânci. Altul? Wow! Am stat aici pe stânci și i-am făcut poze cu valul care se sparge. Acolo este orașul, mergem până în colț să vedem dacă mai e ceva în partea cealaltă și poate sus pe deluț. Wow! Bucura noi de valuri, dar hei, a venit unul mare. Deci când vine câte unul mare, vine. Mergem până sus aici la turn, unde ar trebui să mai fie o zonă de panoramă. Și mai multe scări, iar pe astea l-am urcat degeaba. Am zis că noi bem și noi o cafea aici, dar asta e, nu s-a putut de data asta. Mergem să bem undeva pe malul mării, în zona cu plaja, eventual. Mai toate sătucele astea au câte un turn, din care localnicii stăteau la pândă să îi anunțe pe ceilalți când vin pirați. Aici e închis și nu putem să mergem, dar se vede foarte frumos. Am luat-o la picior, pe aici fiind Vernața, cu picioarele ude, evident. Așa arată străduțele de aici. Sentiero per Monte Rosso. Ce flori frumoase. Superbe străduțele astea. Și mai multe scări. Am urcat ceva, o să mă uit diseară. Să vedem câți pași și ce diferență de nivel. Scări, dar am ajuns sus pe potecuță. Și avem la mai din nou. Asta e tot sentierul Azzurro. Bucata asta... trenul! Ce drăguț! Speram să prind trenul, dar nu m-am așteptat. Pe acolo începe urcuș destul de abrupt, așa cumva. Deci undeva pe aici o să ne oprim, o să mai facem niște poze. Mai admirăm un pic peisajul ăsta minunat. Soarele ba intră, ba iese, dar măcar știm că e acolo. Și după aia plecăm spre Monte Rosso. Iar aici avem un om care verifică gardurile. Nu cred că m-aș putea sătura de priveliștea asta. Și acolo oamenii care stau și așteaptă valurile să se spargă. Nu știu ce îi așteaptă. Îi vedeți pe oamenii aceia pe acolo urcă. Hop, 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 sus în deal. Doamne, cât de frumos sunt amenajate viile acestea. N-am reușit să ajungem acolo sus pe terasica aia data viitoare, ține minte. Este ora 4 și plecăm din Vernața. Foarte drăguț se vede stația de tren de aici de jos. Acolo, sus. Am ajuns la gară, în continuare este foarte aglomerat. Interesant că aici este doar o linie, deci trenurile vin prin
pe rând și asta e coada de la baie. Asta e peisajul pe care l-am cât stau la coada la baie. Intrările la toate băile din gări sunt incluse în Cinque Terre card. Deci nu mai plătim taxă, care cred că e 2 euro? 1 euro! Foarte, foarte, foarte multă lume în vale orașul. Bye, bye, Vernața! Am ajuns pe Sicel. Și, bineînțeles, foarte aglomerat. În direcția aceea, trenul merge spre Levanto, care e tot o variantă ok de cazare. Durează 10 minute ca să ajungi la stări. Este extrem, extrem, extrem de aglomerat. Și aici o să ieșim pe plajă. Este 16:35 și am ajuns în al patrulea tărâm, Monte Rosso. Este cel mai mare dintre toate și este singurul care are plajă cu nisip, mă rog. Dacă ăsta se poate numi nisip. Și la fel ca și data trecută, picură. Când am ieșit de aici, picură. Să sperăm că nu vine ploaia cea mare. Picură din nou. Și data trecută când am venit aici, picura. Și dumnealui are două părți, partea veche și partea nouă, orașul vechi și orașul nou. Picura din ce în ce mai tare, așa că probabil o să trebuiască să ne adăpostim undeva. Dar e frumușel. Pe acolo, prin tunelul ăla, cred că se trece în cealaltă parte de oraș. Picură, să sperăm că nu o să plouă prea tare. Pe jos s-a udat un pic, totuși. Lumea are umbrele. Marea s-a mai negrit. Vine trenul. Și noi mergem spre restaurantul unde am rezervat degustarea de vin. Care este în partea aceea, unde este zona veche a orașului, a Monte Rosso ăsta. Cred că e zona veche. Cred că de pe stânga asta sar oamenii în mare vara. Nu despre aia pe care vă arătase mai devreme. Lumea totuși stă la terasică și savurează o gustare, un aperol. Și deja începe să plouă din ce în ce mai tare. Să vedem, să vedem ce mai facem azi. Că ploaia asta nu era pe nicio prognoză. Să sperăm că geaca mea este suficient de impermeabilă cât să nu mă, să nu fac baie și în partea de sus, că mi-a ajuns baia din partea de jos pe care mi-a făcut-o valul. Vine valul, îmi ia calul. Iar trecerea între orașul nou și orașul vechi se face printr-un tunel. Era bună aici o bicicletă. Ah, peștuci! Alte relicme. Și am ieșit din pasaj pe partea cealaltă. Aici este plaja cu ceva nisip, dar mă rog, tot cu pietricele. Nu este cel mai fin nisip, doar că toate celelalte plaje din zona asta sunt cu pietre stânci și chestii de genul. Aici, în dreapta, este o zonă frumoasă de promenadă și aici cred că se merge spre centru. Cred. Da, așa pare. Și bineînțeles că avem și aici turnul cetății și niște nori tare urâți. Wow. Să sperăm că a stat ploaia. Nu pare să mai picure, dar s-au dat binișor pe jos. Asta e o mașină cu de servicii sociale, deci eu nu cred că toate mașinile au voie să intre pe aici. Da, partea asta de oraș arată tare, tare, tare frumos.
Și am reușit să ajungem. Să vedem care e treaba cu degustarea asta. Avem wine tasting with the view. Mișto view. Am primit 3 pahare. Și iată 3, deci 3 feluri de vin o să guști. Typical wines that we produce in the Cinque Terre area. We make 2 different kind of wine. White wine, it's dry, a little bit salty and mineral. Because in the same land that the white wine, but with dry grapes. Okay. It's a dessert wine. We usually serve it after dinner with the dry biscuits. The village in that way. This is called Tradizione because they leave the grapes during the fermentation. Astea sunt cele 3 pahare degustate. Povestea e interesantă, dar experiența este cumva dezamăgitoare. Când am fost la Urlați la degustare de vinuri, ni s-a povestit mult mai mult. Ne-au dus în cramă, am văzut butoaiele, am văzut cum se face vinul, am văzut procedura. Mă așteptam cumva de banii ăștia să ne explice, să ne plimbe un pic sau să ne explice și aici mai mult. Dar asta e, am încercat-o și pe asta. Nu vă recomand să vă luați wine tasting experience aici în zona asta. Poate undeva peste deal încolo, în zona Chianti, că aș fi fost tentată să merg și acolo, dar nu ne ajungea timpul să mergem de data asta. Și Chianti este o zonă renumită de vinuri. Deci asta a fost tot. Ne-a luat sticlele, ne-a lăsat bruschetele și cu ochii la nor, că nici soare n-avem. Gata și degustarea. Highly do not recommend. A fost overpriced chestia aia în care am primit 3 gurițe de vin și 2 măslinuțe. Dar asta e. Ne mai luăm și țepe. Vai, vreau și eu farfurii de astea. Părăsim orașul vechi. Dacă la venire am venit prin tunel. La întoarcere o să o luăm pe malul mării, dar s-a făcut un fric și bate un vânt. Deci s-ar putea să ne pară rău că am luat-o pe malul mării. Pe acolo se poate intra în tunel, sau mă rog, ieși din tunel aici, pe malul mării. Au și niște panouri de basket. Ce faci oare dacă îți scapă mingea? Iar acolo sus pe deal avem câta mai viaductul. Wow! Trebuie să fie spectaculos să conduci pe acolo. Aici e o căsuță, e căsuța cuiva, că e proprietă privată. O fi greu să stai acolo sus? Și trenul. Pe ăsta l-am pierdut. Iese pe partea cealaltă. Iar turcoazul ăsta este superb. Chiar și așa cu seminorii ăștia. Bine, după colț e soarele. Ia să-l vedem. Da, e soarele acolo. Este, a? Eva, cred că vrea să mai fac o baie, că aici iar se sparg valurile. E foarte frumos aici. Acolo pe fundal se vede partea nouă, cred, a orașului. Nu s-a putut traversa pe acolo. Că erau doar stânci, nici trotineta nu am la mine, așa că hop, hop, prin tunel. Ce de soare! Așa o curte mi-ar plăcea și mie, să stau acolo în șezlongul, să văd măricica, nu vezi. Cred că am stat 2 ore, mai bine de 2 ore și în Monte Rosso, foarte frumos și aici, și aici mergeau vreo 4 ore lejer. Superbă promenada asta, superbă plaja. Mai e acolo, în capăt, un turn castel
dar nu cred că îl mai vizităm pentru că vrem să prindem apusul la Manarola, care este ultimul pe care îl vom vizita astăzi. Așa că, pe aici era o intrare în gară, dar e închisă momentan. Mergem până nu coboară de tot soarele pe după deluț. Bye bye Monte Rosso, mergem la linia 3. Iarăși e foarte aglomerat, dar mai avem 5 minute de data asta până la tren. Bye bye Monte Rosso, avem și un coconar. Vă spuneam mai devreme de pinii ăștia tipici Toscanei. O să vă povestesc cu altă ocazie mai mult despre ei. Așa de aglomerat este într-o zi normală în extra sezon. Eu cred că în sezon se face coada la tren de jos, de pe faleză cumva. Și ăsta se duce în Levanto, în direcția Genoa. Am trecut și de Vernața. Bye bye Vernața. Trecem și de Cornelia. Soare nu prea mai pare să fie, pare să fie nori, e de după dealul ăla, vezi? Soarele. Și noi mergem acolo la Manarola. Și am ajuns la Manarola. Și aici trecem prin tunel ca să ajungem în localitate, de fapt. Uai, ce drăguț e și aici! A plouat un pic și aici mai mult decât pe unde am fost noi. Și hop, hop, alte trepte. Uau! Aici e un punct de promenadă, da. Cred că ar trebui să mai urcăm. Ai grijă la bălți. Măcar ajungi pe malul mării. Păi și mai mergem până la colț? La care colț? Fuderia, Il Porticciolo, magazina și drăguțe și ăștia tot cu borcile la poartă. Și încoporâm pe malul mării să vedem dacă de acolo putem să urcăm pe undeva. Pe versant, poate pe aici. E destul de nor, dar cred că am ajuns unde trebuia, totuși, pentru apus. Suntem unde trebuie. Aici voiam, la potecuță. Acolo. Păcat că nu e soarele de plin. Și Manarola este un port natural. Din ce am citit pe net, acolo se coboară spre... Acolo trag vapoarele și aici sunt biletele pentru feriuri. Dar oricum, chiar și cu norul ăsta, culorile sunt superbe. În spate este Manarola. Aici cred că e pentru ambarcațiunile localnicilor și noi mergem acolo sus, pe potecuță, să ne bucurăm din plin de priveliște. Păcat de nori ăștia. Toată zona asta sunt așa în stâncă scăunele. Cât de frumos se vede orașul și soarele. Mergem până acolo după colț. Pe aici s-a scurt. O fi plouat? Foarte interesant. Atât e capătul. Până aici se poate merge. Nu se poate merge. Okay.
se poate merge încolo, pe malul stâncilor ălora. Nu-mi dau seama până unde, dar pare să fie până acolo. Superb! Aici poți să vii să te plimbi pe malul mării, cât vrei. Plimbarea pe zona aceasta de faleză a fost absolut minunată. Nu s-a putut merge chiar până unde v-am arătat eu, dar e o zonă destul de lungă, așa pe potecuță, pe unde vă puteți plimba. Într-adevăr, apusul s-a dovedit a fi spectaculos. O să vedeți că a ieșit un pic și soarele mai târziu. Iar dacă reușiți să ajungeți aici la apus, vă recomand să vă aduceți ceva de mâncare și ceva de băut. Erau oameni care veniseră cu pizza, cu ceva de băut. Noi am zis că mergem la restaurantul Nessun Dorma, dar o să vedeți mai încolo că, din păcate, era închis la ora asta. Ne-am bucurat însă de priveliște și de mare. Iar aici, sus pe scăriță, alte scări, este un restaurant care se numește Nessun Dorma și este senzația locală de aici, de la Manarola. Wow, de sus se vede mai frumos cerul. Soarele. Wow. Și orașul se vede minunat de aici. Wow. Toată lumea este pregătită pentru Golden Hour. Da. Și mai multe scări, se poate urca și mai sus. Dar restaurantul unde voiam să mergem, Nessun Dorma, este acolo și este închis la ora asta. Nu am verificat ora la care se închide. Iar aici e foarte drăguț amenajat parcul. Au și loc de joacă pentru copii cu legănuțe și chestii de-astea. Aici o avem pe La Dona del Uva cu strugurii. Ce frumos e colorat locul de joacă! Stai aici? Super peisajul de aici, absolut. Minunat. Și soarele care apune. O să închei acest vlog aici cu acest apus minunat. Toate cele 5 tărâmuri din Cinque Terre sunt fabuloase. Dacă nu ați fost aici, vă recomand să vă puneți o prioritate din a face asta. E o experiență care merită trăită măcar o dată în viață. Și apusul ăsta începe să devină roșiatic și este absolut minunat. În orice caz, dintre toate locațiile, cel mai frumos apus cu siguranță este, se poate vedea la Manarola. Hai că a fost frumos până acum, dar s-a terminat bucuria. Am stat 40 de minute, o oră aici, să așteptăm să intre soarele în mare și țepuca este că a intrat soarele în nori. No, nu mai avem tot cerul ăla roșu, dar tot a meritat efortul. Clar, 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 cel mai frumos apus din zona asta probabil este aici, în Deluț. Sus,
deasupra lui Cinque Terre. Vai, ce frumos se vede și cerul încolo. Jesus! Tot cerul e colorat. Wow! Nu știu de câte ori am zis azi wow. Vai, de capul meu! Mă minunez cât de minunată poate fi natura. Dacă te mai poți minuna mai tare de așa minunății. Soricel! A vrut el să mă iasă un pic dintre nori, dar nu, n-a reușit sărăcuțul. Am și înghețat un pic. Eu sunt la fel de colorată ca și cerul. Mergem să căutăm un loc să mâncăm. N-am avut noroc să mâncăm aici la Nessun Dorma. Trebuia să mă interesez la ce oră închide. N-am făcut-o. Dacă aș fi știut, am fi cumpărat probabil ceva to go din Manarola și am fi venit tot aici sus, că tot aici este. Cel mai frumos apus pe care eu cel puțin l-am văzut vreodată. Chiar și așa cu toți norii. La Andreea Balaban într-un vlog văzusem vara trecută, tot în zona asta, în Liguria. Asta e zona unde ne aflăm. Un apus absolut spectaculos. Nu știu, poate avem noroc și mâine, că mâine o să fim tot pe aici de vreun apus interesant, că nu, poate nu o să mai fie norișori. Cât de dor ca să-mi fie de pe Instagram. Acolo apune soarele și aici deja a răsărit luna. De asta e renumit locul ăsta pentru apus. Să-mi spuneți când am filmat prea mult sau când este suficient. Că tot iau camera, tot filmez, tot pozez și tot nu mă mai pot opri. Ne ducem să căutăm ceva de mâncare. Că luna e sus pe cer. Așa că ar fi cazul. Azi am mâncat numai prostii. Ăștia au pus aici luminițe să fie deluțul frumos. Dar n-aș mai pleca de aici, sincer. Nu, n-aș mai pleca. E frumos. Întrebați-o de câte ori ai zis că pleacă de când am plecat de sus. Nu eu? Nu tu. Te-am întrebat plecăm? Mama. Nu tu, mama. La propriu tu asta. Voi ați pleca așa cu una, cu două, așa, dintr-un loc ca ăsta? Scrieți în comentarii răspunsul la această întrebare. Voi ați pleca? Deci, în cazul în care totuși ajungeți aici, ăsta este centrul de la Manarola și acolo sus, pe deluț, am fost noi. Minunat! E frumos și aici, dar ca acolo, nu. Am oprit în prima cârciumă care ne ieșit în cale. Au paste de mai multe feluri, dar eu m-am oprit la peștuci. Prima tentație a fost să-mi comand calamari, dar am găsit... Grație! Avem această fritura mista de pește, care are calamari, shrimps și anșoa. Și anșoa sunt nu de alea sărate la conservă, sunt anșoa proaspete de la Monte Rosso și creveți. Și o să-mi iau treaba asta, nu știu cât e de mare, nici nu contează, nu mi-e foarte fam. Mi-a adus pâinică fata asta. Se numește Trattoria la Scogliera, cucina tipică, uitați ce copertă drăguță are. Da, foarte drăguță coperta. Cum? Foarte drăguță coperta și peretele. Și peretele îi place. Doamnii de alături și-au luat calamari și spuneam că îmi pare un pic rău că nu mi-am luat calamari, că îmi plac mult de tot, dar mi-a venit mâncarea. Și zău dacă mai îmi pare un pic rău că nu mi-am luat calamari deloc. Bine, am și eu câțiva calamari rătăciți pe aici și astea am și o proaspătă și niște gamberetii de ăștia. Ghiduși!
Eu mă declar mulțumită de prăjeala mea, dar Eva nu este mulțumită de pastelei carbonara. Sunt galbene. Mm-hmm. Ai mai fost o dată nefericită că ți-am dat pește roz? Am primit. Am primit și nota și avem cele două porții de mâncare, cele două limoncenoi și două chestii. Deci avem două coperto cover care înseamnă 5 euro. Ne-au pus treaba asta și pâinica pe care ne-au adus-o la început fără să ne întrebe, da? Aia. Gata, am ieșit. Cineva a propus să mergem repede. De ce, mă, ți-e frig? Nu, mi-e cald și nu mai pot să dau bocancii. Ne ducem din nou la gară. Și încheiem aici o zi minunată. Am făcut 23.982 de pași, mai exact 16,23 km și echivalentul a 157 de etaje. Însă a meritat fiecare pas, fiecare moment. A fost o zi unică și specială, iar Cinque Terre sunt 5 tărâmuri absolut de vis pe care vă doresc să ajungeți să le vizitați și voi măcar o dată în viață. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat, scuze că am filmat cam mult, dar am fost super impresionată de imagini. Aștept impresiile voastre în comentarii și ne vedem în viitorul vlog din Italia, care va fi de la Porto Venere. Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc zile frumoase. Pa!